Bună dimineața, my friend, sunt la Timișoara, n-ai să crezi, mi-a luat vântul tot pe aici, a venit uraganul. Bă, băiatule, fii atent, este 8.43 și sunt 28 de grade. Foarte cald, nene, foarte, foarte cald. Încălțăminte, aveți și sandale, oare? Posibil că da, mamă, ce hârtop aici, domn primar, ce făcuși, bre? Ioi. Mai am încă două descărcări în Timișoara și sper să ies cât mai repede de aici. Oraș fain de altfel, nu contest chestia asta, dar foarte, foarte, foarte aglomerat. Vreau să ies de aici, pac. Acum fac a doua descărcare, mă duc la oamenii ăștia. Ia uite-l pe Jack, ce și-a luat, mă, motor de 5.000. Cum o fi, mă, cu ăsta de 5.0? A? Eu sunt obișnuit cu Matizone, cu Renault, cu din astea, adică... E, nu cred că e trecere mare, mă, de la Matizone la 5 litri ăsta. E, da, cum? Dă-i, ușor. Da, fain, lasă-o, bravo lor, cine are, să păstreze. Bă, deci atât de cald a fost, fai de capul meu, bă, băiatule, cald tare. Aseară când m-am pus să gătesc, nimă ce capela din asta au făcut aici. Mi-am făcut cărnița, pac, cu filmulețe, cu apus, cu mașina, zi, mamă, ce clip fain o să fac, vezi de treabă. Am luat butelia aia să o mut, că bătea vântul. Și atât de tânt am fost, mi-am dat seama că ăla e cald, dar nu fierbinte ăla de deasupra, știi? Și uite-te ce drept că am pățit la deget, m-am ars, butelia a căzut, că am pus tigaia jos, am luat butelia a căzut. S-a rupt ăla, ieșea pe acolo flăcări, zic, mamă, Vasile, să nu explodăm dracu pe aici. Și am mâncat cărnița aia cu niște usturoi, cu niște ceapă și cu niște ardei și cam atât. Am șters toate clipurile alea care vroiam să le fac așa fain. N-o dă-i pace că next time. Trebuie să o găsesc pe aici, pe undeva, un arzător din ăla. Cu siguranță găsesc eu pe undeva. Aaaa, porumbei la atac, evitați porumbei. Tătăt, hei! Ok. Aaaa, multe, multe mașini, au și oamenii ăștia pe aici, bă, băiatule. Iveco, dă-i foc, nene! Scania, păstrează-o. Bă, dar străzile astea rupte, bă, băiatule, aici. Ia uite ce fain e ăsta vechi. Bă, îmi place că au păstrat chestii din astea vechi. Deci mie chiar îmi plac maxim. Arhitectura asta e super tare. 50 de metri cedează trecerea. Ok, bănuiesc că aici te referi. M-am oprit. Haideți cu gușteria aia. Mamă, sună Carmen acum. Oh. Da. Mă duc să descarc. Stai că nu mai văd harta. Aha, în dreapta. Am făcut o descărcare și mai am de făcut încă două și după aia mă duc la San Nicolau. Ce faci? Ah. Nu vine atunci, povestim. Pa. Ok, pac. Ăsta cât e? 2, 8, 3, 14, 18, 28. Farmacia Dona. Hei, ce faci? Ăștia sunt ochelarii de rochiță. N-ai să crezi. Bă, nu pe aici m-a lăsat ambreiajul, mă. Nu, mă, că la Arad m-a lăsat la cealaltă mașină. Da. Trebuie avut grijă și la ăștia, la copaci ăștia, când ai chestii cum am eu, rastelul ăla, destul de înalt. Să nu dai pe el, frate, că mai e câte o cracă din aia.
Trecem podul, am mai trecut podul ăsta de multe ori. Ia uite ce domus aici, ce este un nene? Îmi place când ești verde, ești perfect. Opa! Bagă boss, ăla e! Ăla e nene! Mamă, ce mișto era de amenajat aici, de făcut frumos. Galben Vasile, unde te uiți? La apă, unde să mă uit? Fain acolo cu apa, îmi place. Ana, cine e ăla? Domn Capitan? Who are you? Mamă, mă țăraie, calea dorobanților, podul Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, nu există, nu? M-am prins eu. Unde am zis că mergem? Aici mergem. Bun, e perfect. Ce e ăla, Iveco? Aruncă-l aici în apă, nene. Dă-i foc! Verde, hai înainte. Ăla e oprit acolo, de așa am înclinații spre a depăși chestia aia pe aici, așa, și mă duc înapoi. Oh, Vasile, Vasile! Bună! E doamna asistentă. Așa. Aici am dat cu roșu, de ce? Abar n-am, e mai înainte, mai mergem atunci. Stai să mă duc și eu dincolo. Așa. Ok. Temeco, Temco. Bă, nu știu, mi se par toate străzile la fel aici, bă, băiatule. Lugoj, Arad, și acolo trebuie să ajung. A, păi da, am de mers astăzi, mă, ia uite-și pe ăsta. 23. Servus, my friend! Drumuri faine să ai. Haide, OMV Paris. Hai, mă, odată. Nu mai merge, mai stăm un pic. Ambulanță. No, deci un minut avem până la omul ăsta. Și după aia continuăm. Păi, da, nu?